Bine v-am găsit la prezentarea setului de căști Samsung Galaxy, cum am spus. Avem de a face un set de căști wireless cu boxe pe două căi, concepute de AKG. Oferă sunete înalte de calitate, un sistem de 3 microfoane adaptive pentru un sunet clar în timpul convorbirii și o durată mare de viață a bateriei. Totul este oferit pentru o experiență de înaltă calitate atunci când ascultați muzică sau vorbiți la telefon. Iată, cutia este foarte mică și căștile sunt mici. Oferă 11 ore de redare. Tot pe partea din spate a cutiei este specificat faptul că avem de-a face cu niște căști care se pot încărca wireless. Haideți să vedem cutia propriu-zisă, care servește și pe post de încărcător al setului de căști. Arată foarte bine. Îmi place această culoare. Un brâu deschis. Căștile au un design ergonomic. Sunt foarte ușoare. Bineînțeles că în cutie avem și rezerve pentru setul de căști. Haideți să ne concentrăm atenția asupra produsului propriu-zis. Voi conecta la un smartphone Samsung și vă voi spune cum se aude. Doar am apropiat telefonul de seturi de căști, în timp ce acestea sunt deschise și mi-a apărut această fereastră pop-up. A fost detectat un dispozitiv nou și anume Galaxy Buds Plus. Acum mă conectez. Acum voi pune căștile în urechi și voi apăsa căștile până când voi auzi un semnal sonor. Haideți să vedem. Țin puțin apăsat pe căști. Pe smartphone deja aplicația reinstalează. Și acum, iată, primesc și felicitări pentru noul dispozitiv Galaxy Buds Plus. Haideți să vă arăt ecranul smartphone-ului. Cam asta apare pe ecran după ce Galaxy Buds Plus sunt configurate. Și acum căștile sunt gata de utilizare. Avem și procentajul bateriei. Pot să aflu mai multe detalii despre setul de căști, să instalez cea mai nouă actualizare software. Software-ul a fost actualizat, acum din nou avem de a face cu meniuri, seturi de căști. Putem alege din mai multe opțiuni pentru egalizator, accentuare baș, delicat, dinamic, clar sau accentuare înalte. Eu ras pe normal. Putem primi notificări, citire cu voce tare când utilizăm telefonul, putem bloca touchpad-uri de pe căști, putem utiliza sunetul ambiental în apeluri, adică auzi mai clar vocea noastră atunci când vorbim la telefon. Avem și funcția de găsire a căștilor. Sunt destul de mici, așa că această funcție este chiar foarte utilă. Căștile emit un mic sunet atunci când este pornită această funcție. Le găsim cu ușurință dacă sunt uitate pe undeva prin cameră. Avem și un manual de utilizare, mai multe detalii despre căști și câteva caracteristici experimentare. Acum voi asculta câteva melodii și vă voi spune cum se aude sunetul redat de Samsung Galaxy Buds Plus. Am deschis o comparație de pe canalul meu de YouTube. Ascult sunetul în căști. Puteți asculta și voi acum. Sper că se aude cât de cât clar. Cam cum este redat sunetul. Mi pot să dau pauză din setul de căști sau pot să repornesc clipul. Putem alege, după cum spuneam mai înainte, să blocăm o suprafață tactilă a setului de căști. Am activat funcția Wireless Power Share pe Samsung Galaxy S10 Plus. Am așezat setul de căști pe telefon și acum smartphone-ul încarcă wireless setul de căști. Iată. Și dovada, LED-ul a prins. Este o funcție foarte utilă atunci când nu avem la îndemână
o priză, în cazul în care căștile sunt încărcate prin intermediul unui fir, atunci după 10 minute putem utiliza seturi de căști timp de 3 ore, asta este excelent. Setul de căști Samsung Galaxy Buds Plus este disponibil în 3 culori, negru, alb și albastru. Arată foarte bine cele pe albastru. Avem de a face cu un set de căști care redă sunetul într-un mod foarte clar. Avem multe setări ale egalizatorului. Putem gestiona ușor din aplicația de pe smartphone setul de căști. Aștept părerile voastre despre acest set de căști wireless și vă invit să recomandați și alte gadgeturi Samsung pentru teste.